Pentru seara aceasta am pe să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Epistola către Evrei, capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul, vom începând cu versetul 32. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 32. Iată ce este scris. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca privelește în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Acest loc, în scriptură pe care l-am citit, a fost dat prin Duhul Sfânt, prin Apostolii Domnului, Autorul acestei epistole, într-o vreme de strâmtorare și de îngrijorare și de tulburare, de persecuție pentru Biserica din vremea respectivă. Frații de credință care l-au primit pe Domnul Isus au plătit credința lor în Hristos cu un preț scump, au trecut prin uh, severe persecuții. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au fost întemnițați că li s-au confiscat bunurile, casele, proprietățile, averile lor, cum citim aici, și că au devenit o priveliște și o bajocoră în ochii celor din jur care au bajocorit nădejdea lor și credința lor în Domnul. Acești oameni, nu numai că au primit cu bucurie trecerea prin aceste încercări și greutăți, dar ne spune cuvântul că s-au apropiat de cei care erau mai apăsați și mai uh, Persecutați și sufereau suferințe mai mari, fiind lângă ei în situațiile acestea. Apostolul scrie în locul acesta un cuvânt care i-a ținut în picioare. Acest cuvânt ține în picioare și în vremuri de persecuție și de lipsă și de suferință. Ține în picioare și în vremuri de libertate, de prosperitate și de uh, binecuvântare. Cuvântul acesta este cuvântul cel neprihănit va trăi. Prin credință. Mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc în această seară, în mai scurte cuvinte, este intitulat Cel drept trăiește prin credință. Cel drept trăiește prin credință. Mesajul acesta este atât mesajul Vechiului Testament, care prin profetul Habacuc a anunțat, Duhului Dumnezeu a anunțat acest cuvânt: Cel neprihănit trăiește prin credință. Căci și al Noului Testament, am citit în epistola către vrei, unde de asemenea scrie cel drept, cel neprihănit, trăiește prin credință. Adevărul e că încrederea în Dumnezeu, credința în Dumnezeu, ne ține în picioare. Când e vorba de credință, putem să ne gândim la credința aceea tumultoasă dinamică, vie, care se exprimă, care se impune, care se afirmă foarte, foarte clar, am spune că această credință este credința centurionului roman, care, avându-l pe robul său bolnav, l-a rugat pe Domnul Isus să-i facă bine. Și Domnul Isus i-a spus, vin la tine în casă și voi face bine robului tău. La care centurionul a spus, învățătorule, nu este nevoie să vii la mine în casă, este suficient să dai ordin. Eu sunt ofițer roman, am sub mine soldați. Eu dacă dau cuiva o poruncă, ce am spus eu se întâmplă. E de ajuns să dai poruncă. Nu trebuie să vii la mine în casă. Și dacă vei spune un cuvânt, robul meu se va face sănătos. Isus a spus că nici în Israel n-a găsit o asemenea credință. E o credință vulcanică, o credință care se afirmă public și o credință care impresionează și motivează. De felul acesta a fost și credința femeii cananite, a cărei copilă era sub stăpânirea celui rău și care s-a apropia de Domnul Isus cu rugămintea să-i facă Domnul bine. Și Domnul Isus a făcut că nu a Femeia nu s-a lăsat descurajată, a insistat, s-a apropiat de Domnul și a zis, fă bine, Domnul Isus a respins-o iară spunând că el a fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Uh, și apoi Isus a mai spus un cuvânt care ar fi putut-o demoraliza cu tot. Nu se cade să luăm pâinea de la copii și să o dăm la căței. Femeia nu s-a simțit de logicnită, ci s-a întors spre Domnul Isus și a spus, drept este, Doamne, nu se cade să iei pâinea de la copii și să o dai la căței. Dar de pe masa copiilor cad pe jos niște firimituri pentru ției. -ți Dă -mi mie firimitura aia și pe bine, fete mele. Iisus a fost impresionat. Asta a fost credință. Domnul i-a răspuns. Vom spune de unde să avem noi credința aceea. Există un alt fel de credință care este de asemenea onorată de Domnul Isus. Este credința șovoielnică. Citim despre ea la cel tată, care și el avea un copil bolnav și care a venit cu copilul său la ucenici. Isus era pe munte pentru rugăciune. Când a venit Domnul Isus, tatăl acela a spus, învățătorule, am rugat pe ucenicii tăi să îmi scape copilul de boala aceasta, de râul acesta care îl stăpânește și n-au putut să facă nimic. Dacă poți, dacă e cu putință, ajută-mă! Și Domnul Iisus i-a spus, Dacă crezi, se poate! Și omul a pornit foarte bine și a zis, Cred, Doamne! Și în timp ce vorbea, s-a uitat în oglindă și și-a dat seama că îți numai vorbele de el. Și a zis, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Și Domnul l-a ajutat! A fost credință șovăielnică, dar credință. Și aceeași credință șovăielnică o găsim la Petru, căruia Domnul Isus îi spune, vino la mine. Isus umbla pe ape, Petru era în barcă, Domnul Isus, Petru spune Domnul Isus, dacă tu ești, Doamne, poruncește-mi să vin la tine. Nu știu dacă s-a gândit bine ce urmează să se întâmple. Isus i-a zis, vino. Și acum Petru pășește din barcă, hotărât să umble pe ape. Și când s-a atins cu talpa piciorului de luciu apei, a început să șovăiască, să îndoiască. Și s-a dus la fund și a strigat, scapă-mă! Și Domnul a scăpat. Și credința șovăielnică a fost onorată de Dumnezeu. Cum e în inimile noastre, nu știu dacă e atât de important, cât este important să fie. Iisus a spus că și dacă avem o credință cât bobul de muștar, care e cea mai mică dintre semințe, e în de ajuns. Nu trebuie să ne gândim, să cuantificăm credința punând-o pe cântar și zicând ce greutate are, cât mai degrabă puterea ei stă în cine i pusă, nu în cât și în cum e și ce dimensiuni și caracteristici ar avea, ci în cine i pusă, în Domnul Isus. Credința e darul lui Dumnezeu cel neprihănit trăiește prin credință. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că la baza credinței se găsesc patru mari adevăruri, patru mari stâlpi pe care credința se sprijină. Aș vrea în seara aceasta să îi reamintesc fiecăruia dintre noi. În primul rând, credința se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. La baza credinței se găsește promisiunea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a promis ceva, ceea ce Dumnezeu a promis rămâne în picioare. Scriptura ilustrează cum promisiunea lui Dumnezeu naște credință, aducându-ne aminte de povestea lui Avram, căruia Dumnezeu i-a făcut o promisiune. Și citim în epistola către Romani, capitolul 4, versetul 20, despre Avram, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință ci întărit prin credința Lui, a dat slavă Lui Dumnezeu, fiind de plin încredințat că El ce făgăduiește poate să împlinească. De aceea credința aceasta a fost socotită ca de prionire. La baza credinței se găsește promisiunea Lui Dumnezeu. Făgăduințele Lui Dumnezeu, care sunt Da și Amin. amin. Și nouă Dumnezeu ne-a făcut făgăduințe, și aceste făgăduințe făcute de Dumnezeu, nou prin evanghelie sau altele făcute prin cuvânt de prorocie, ați avut descoperiri de la Dumnezeu prin prorocie, promisiuni făcute de Dumnezeu în dreptul dumneavoastră? Cel neprihănit trăiește prin credință? Credința în promisiunea lui Dumnezeu generează încredere și dă viață. Cel drept trăiește prin credință. Să vă bijuiți pe promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă întârzie ca acele promisiuni se întârzie să se împlinească, dacă Domnul a spus, se va face. În privința aceasta am multe experiențe, dar n-am vreme să vi le spun. Și dau Domnului slavă că este verificat cu experiențe de viață. Credința are la bază promisiunea lui Dumnezeu. Și Biblia spune și experiența de viață confirmă și dacă Domnul s-a promis ceva, bijuie pe asta. Bizuite pe asta. Să vă spun povestea unei mame. Ea a avut mai mulți copii și unul dintre ei, mai la urmă, a fost tare rebel. Neascultător, răzvrătit, în adolescență a făcut familie rușine, a adus multe dificultăți și ani au trecut. A venit vârsta în care s-a dus în armată și nu s-a întors la Copilul acela, băiatul acela, cum era adult, în final s-a predat Domnului. timpul unei permisii, armata s-a botezat în apă și a luat decizia să învețe la seminarul teologic. După ce a terminat armata, s-a dus la seminarul teologic în București și acum era student în anul întâi și se pregătea să fie slujitor. Într-o zi, eu cunosc povestea aceasta de la acest frate, a cărui nume o să-l spun la urmă. A primit o scrisoare de la mama lui. Și în scrisoarea aceea scrie așa: Acum că văd că Dumnezeu ți-a pus pașii pe calea lui și că e limpede că vei fi un slujitor al lui, am hotărât să spun ce mi-a promis Dumnezeu despre tine. Înainte să te naști, când erai în pânte cu meu. Și-a urmat în cuvinte. A fost o profeție că prin acel copil, care urma să fie un băiat, Dumnezeu își va proslăvi numele și va ridica din el un slujitor pe care îl va folosi cu putere în anii vieții lui. Acest frate a zis, n-am înțeles-o pe mama. În anii aceia adolescenței mele, primele mele tinereți, când ne-am făcut atâta necaz și am apăsat-o și am făcut-o de rușine, niciodată nu mi-a zis de prorocie aceea. Nu a venit la mine să-mi spună, auzi, vezi că despre tine a vorbit Duhul Sfânt, ai grijă ce faci. Nici o vorbă. Dumnezeu îi vorbise ei și a păstrat toată încrederea în Dumnezeu și în anii aceia a trăit prin credință. Privind la ce urma să facă Dumnezeu. Numele acelui bărbat este Nelugureu. Și s-a împlinit în viața lui. Sunteți mame, sunteți stați, Dumnezeu va a făcut promisiuni, păstrați încrederea. Cel neprihănit trăiește prin credință. Al doilea rează al credinței este puterea, puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să împlinească ceea ce promite. Așa și scrie în Scriptură că Avram nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el, Dumnezeu, ce făgăduiește, poate să împlinească. Eu am cunoscut situații, am fost prins în asemenea situații când oameni cu foarte bună intenție au făcut promisiuni mari și ar fi vrut să le ducă la îndeplinire. Nu le-au renegat, n-au zis, n-am promis așa, n-am vorbit așa sau ai înțeles tu greșit. Nu, și au zis, așa am spus și aș vrea să fac, numai că nu mai pot. N-am putere. Puterea aia pe care am avut-o când am promis s-a dus, nu mai am nicio putere și trebuie să mă smeresc. În ce privește pe Dumnezeu, niciodată n-a fost și nu va fi un moment în care Dumnezeu să spună, aș face ce s a promis, dar nu pot. Asta nu există. Dumnezeul nostru este atotputernic. Ceea ce făgăduiește, face. Slăviți să fie în numele lui și poate să facă. Dumnezeu este atotputernic. La baza credinței nu stă doar promisiunea și atotputernicia lui Dumnezeu, ci stă și caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios promisiunilor făcute. În Evrei, capitolul 10, versetul 23, scrie să ținem fără șovăire la mărturisirea din noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și, pe de altă parte, chiar dacă suntem necredincioși, zice Scriptura, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Caracterul lui Dumnezeu îl face să-și păstreze promisiunea. Dumnezeu este da și amin pe El te poți baza. Îți ține cuvântul dat. La baza credinței se găsește credincioșia lui Dumnezeu. Constanța. Consecvența caracterului Bine Binecuvântat să fie Dumnezeu. Prin urmare, când ne adunăm puterile, când avem în față o situație care ne se pare de netrecut, ceva ce ne înspăimântă, atunci ți va aminte că Dumnezeu a promis că este cu voi. Nu se va răzgândi. Și El are putere și controlează toate circunstanțele. Binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Și mai e un reazăm pe care se fundamentează, se așează credința. Reazămul acesta este reprezentat de faptele Lui Dumnezeu din trecut. Acest stâlp ne trimite la umblarea noastră cu Dumnezeu de până acum. În privința aceasta, în unul cronici, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui. Sau în Psalmul 105, Psalmistul spune, alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut El. David, într-o zi, foarte tânăr, a dat față în față cu o situație imposibilă. Confruntarea cu Goliat, cum o scoți la capăt. David a pășit în lupta aceea prin credință. Cel neprihănit trăiește prin credință. Și acolo, față în față cu Goliat, a vorbit așa. Dumnezeu, care m-a ajutat să rup falca leului. Și-a dus aminte de ce a fost Dumnezeu pentru el o săptămână sau o lună sau un an în urmă. Dumnezeu care m-a ajutat să smul mielul din gura ursului. Mă va ajuta să mă scap și de tine. Credința lui s-a bazat pe experiențele anterioare avute cu Dumnezeu, care l-au întărit și care l-au ajutat și care l-au convins că ceea ce Dumnezeu a fost pentru el cândva, este pentru el și astăzi și va fi de fiecare dată. Cel neprihănit trăiește prin credință. Vă rog frumos să luați acest cuvânt. Ce va aduce Dumnezeu mâine, nu știm. Ce poate să aducă în viața unui om o zi, nu știm. Dar un lucru este limpede. Omul drept trăiește prin credință. Și credința se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu, pe credincioșia lui Dumnezeu și pe faptele pe care le-a făcut el pentru noi până acum. Domnul să ne dea izbândă și să fie cu noi toate.